vă speriați, după cum vedeți, n-am baghetă la mine, așa că distinșii noștri instrumentiști vor evolua sub bagheta dirijorului invitat să dirigeze în această seară minunată aici la Focșani. Este o zi specială pentru noi, pentru focșăneni în mod special, o zi importantă pentru toți românii, pentru că astăzi, 24 ianuarie, iată, se împlinesc astăzi 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. 161 de ani de când ne numim români, de când noi aici, în Focșani, am sorbit dintr-o sorbire apa Mircovului, frații și-au dat mâna și iată am reușit să împlinim visul de veacul al românilor, acela de a trăi împreună, de a trăi frățește și de a ne bucura împreună de ceea ce a dat Dumnezeu și a binecuvântat pe acest meleag. Cred că deja știe toată lumea, este intrat în tradiție acest concert tradițional de 24 ianuarie. Nădăjduim ca ceea ce se va întâmpla pe scenă aici în fața dumneavoastră în această seară să vă bucure, pentru că eu deja mă bucur văzând sala Ateneului atât de plină, au fost nevoie de încă câteva scaune pentru ca toți cei ce au venit să se bucure de acest concert. Îi mulțumesc directoarei care s-a ocupat de acest concert, primăriei care susține această activitate și vă mulțumesc dumneavoastră celor care prin cumpărarea de bilete reușiți să contribuiți la proiectul de suflet al Ateneului, realizarea burselor Pastia, burse ce vor fi acordate celor mai talentați, celor mai... Știu eu, hărăziți de Dumnezeu să se nască pe aceste meleaguri și să devină artiști importanți ai României. Așadar, doamnelor și domnilor, în această seară va veni în fața dumneavoastră pentru a dirija Orchestra Unirea Mihnea Ignat. Mihnea Ignat este născut la Craiova în anul 1980, este unul dintre reprezentanții cei mai de seamă ai noii generații de dirijori români. Absolvent al secției de dirijat orchestră a Universității Naționale de Muzică din București în 2004, unde a studiat în paralel și compoziție. În anul 2010 câștigă premiul special al Filarmonicii Toscanini în cadrul concursului internațional Arturo Toscanini, desfășurat la Parma, în Italia. Printre orchestrele cu care a colaborat și colaborează se numără Orchestra Sinfonică a Radioteleviziunii Spaniole, Madrid, Orchestra Sinfonică Națională a Radioteleviziunii Irlandeze din Dublin, Orchestra Filarmonicii George Enescu și Orchestra Națională Radio din București, Orchestra Filarmonicii din Zagreb și încă alte câteva prestigioase orchestre. În România colaborează frecvent cu orchestrele filarmonicilor din Cluj, Iași, Timișoara, Bacău, Craiova, Ploiești, Satu Mare și Focșani. Așadar, aplauze în avans. Soliștii din această seară, pe lângă talentul domnilor lor, au și o altă calitate specială, aceea de prieteni ai Focșanului, prieteni ai Vrâncenilor, pentru că ei au evoluat nu numai pe această scenă aici la Focșani și pe scena teatrului, dar au bucurat publicul meloman și din Soveja, și din Mărăști, și din Odobești, și din Mărășești. Așadar, sunt într-adevăr obișnuiți cu publicul zrâncean, cu publicul focșănean și sunt convins că și dumneavoastră îi veți primi ca pe niște prieteni. Este vorba de Diana Jipa, despre care organizatorii au scris următoarele lucruri. Calitățile muzicale ale violonistei Diana Jipa au fost recunoscute de la o vârstă fragedă, artista debutând ca solistă la vârsta de numai 10 ani, alături de Orchestra Filarmonicii din Brașov, devenind la scurt timp după aceea o prezență constantă pentru cele mai importante scene de concert din România. A susținut concerte și recitaluri în peste 20 de țări, iar în anul 2005 a reprezentat România în concertul organizat la Bruxelles cu ocazia semnării Tratatului de Aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Tânăra violonistă a fost prezentă pe scenele unor importante festivaluri muzicale, între care se numără Festivalul Muzicii Românești de la Iași și Festivalul Internațional George Enescu. Ștefan Doniga este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, a fost prezent pe scene din peste 20 de țări, America, Europa și Asia.
S-a făcut remarcat că singurul pianist român care a înregistrat integrala mazurcilor pentru pian de Alexandre Scriabin și a imprimat în premieră mondială concertele numărul 2 și 3 pentru pian și orchestră de Sergei Borchevici, alături de Orchestra Sinfonică a Filarmoniei Janáček din Ostrava, pentru casa olandeză de discuri Brilliant Classics. În domeniul muzical, Ștefan Dăliga desfășoară o activitate amplă, alături de aparițiile scenice, numărându-se realizarea de ilustrație muzicală pentru piese de teatru, regie tehnică de operă, conceperea de scenarii de teatru și balet, traducerea și publicarea de cărți din domeniul artistic, management artistic, susținere de conferințe și comunicări publice. Cuplul Diana Jipa, Ștefan Dăliga, au un palmares de peste 100 de concerte și recitaluri susținute în ultimii 2 ani pe scene din 10 țări de pe 3 continente. Cei doi muzicieni au inițiat și realizat împreună 10 proiecte culturale și au lansat 2 compact discuri de premieră dedicate creației muzicale românești. Aplauze, vă rog! Sigur, pentru artiști, dar ca să-mi trag și eu sufletul. Vom asculta în această seară preludiul la unison de George Enescu, balada de Ciprian Columbescu, balada de George Enescu, un moment muzical de Nicolae Chirculescu, baladă de Eugen Doga, facem pauză, bem o șampanie și ne întoarcem în sală pentru a asculta Sinfonia 36-a de Wolfgang Amadeus Mozart în C major, K425, cunoscută și sub numele de Sinfonia Linz. Are 4 părți, Adagio, Allegro Spiritoso, Andante de F major, Menuetto și finale Presto. Așadar, o seară minunată. Vă doresc să petreceți de minune alături de minunații noștri instrumentiști, de dirijori, de soliști și să răsplătim, bineînțeles, cu aplauze, ruda acestor oameni. Dorindu-vă multă sănătate la minte, la trup și la suflet, nădăjduiesc să veniți des în această sală, să fie sala la fel de plină la fiecare concert, iar dumneavoastră să aveți parte din ce în ce mai multe concerte de calitate și cu bucurie, pentru că Orchestra Unirea din Focșani trebuie să existe și să se dezvolte. Seară bună, oameni buni! Thank you.
Thank you.
lacrimi de recunoștință, a depus în mâinile înălțimii sale domnul Alexandru Ioan Cuza devotamentul și credința sa. La orice familie, încă din cele mai îndepărtate vremuri, cei care conduceau comunitatea trăitorilor acestor meleagă, au înțeles că unirea nu este doar un moft, ci chiar elementul esențial al fereinității și dezvoltării. Aflat la răscruce de drumuri, blagoslovit de Creator cu bogății imense, pământul acesta roditor pe care astăzi îl numim acasă, a fost mereu râvnit, încolțit și de nenumărate ori agresat militar sau economic. Dar noi românii ne-am născut cu un sentiment al frăției și am știut că, mai ales în momente grele, trebuie să strângem rândurile și să ne apărăm moștenirea. Asta au cultivat până astăzi și cei care au stat în fruntea celor care au avut norocul să se nască pe acest tărâm. Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei în unanimitate la 5 ianuarie 1859 ca reprezentant al Partidei Naționale. Ulterior, într-o ședință secretă, deputatul Vasile Boierescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan Cuza domnitor al țării românești. Această propunere a fost acceptată în unanimitate. Astfel, prin alegerea aceleiași persoane la conducerea celor două principate, s-a făcut primul pas către unirea efectivă, politică și administrativă. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă, din 1859 și până în 1866, a fost perioada de maximă dezvoltare a României moderne. Prin recunoașterea unirii depline, crearea primului parlament unic al României și al primului guvern unitar, prin reformele sale, adoptarea primei Constituții românești, reforma electorală, secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară a învățământului, domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a României. Focșănenii au avut un rol important în desfășurarea evenimentelor, aici funcționând Comisia Centrală, cu sarcina de a unifica legislațiile din primăvara anului 1859 și până în anul 1862, când se naște cu adevărat Focșanul de astăzi. În 5 februarie 1859, domnitorul Cuza a fost oaspetele orașului Focșan. Mii de oameni au ieșit în cale în drumul dinspre Mărășești, pe unde venea de la Iași. În cinstea domnitorului s-au ridicat pe șosea, pe ulițele pe unde trebuiau să treacă, piramide de brad luminate, iar în fața curților băieților Dăscănescu, 4 arcuri de triumf împodobite cu verdeață și înfășurate în pânză tricolor. Așadar, doamnelor și domnilor, unirea a fost actul întregii națiuni. Unirea este ceea ce trebuie să păstrăm noi astăzi, iar în spiritul unirii să păstrăm și cultura noastră, cultura noastră tradițională, dar tot ceea ce înseamnă mai frumos și ne identifică pe noi românii în lume. Să trăiască, dar, România unită, una și nedespărțită.
însă am ales să dedicăm acest moment, această minunată lucrare care urmează, balada maestrului Eugen Doga, memoriei unui creator de școală muzicologică românească. Un muzician, o personalitate care ne-a influențat în mod direct pe mulți dintre noi, însă în mod indirect, cu siguranță, pe toți dintre noi și pe mulți dintre dumneavoastră, chiar o legătură foarte frumoasă cu momentul dinainte, această personalitate, acest muzicolog, a semnat zeci de ani studiile de specialitate pentru rubricele muzicale de la Teleenciclopedie. Așadar, dedicăm acest moment memoriei profesorului și muzicologului Grigore Constantinescu, plecat dintre noi acum 3 zile, marți, 21 ianuarie.
Thank you.